Bună ziua tuturor! Acest videoclip este sare și piper, cu sare și piper, dar voi încerca să-l fac pentru iubire. Este o singură variantă, nu voi face mai multe. O să vă rog să vă ascultați tot videoclipul până la capăt, să țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Și voi începe să amestec sarea și piperul. Să vedem ce vrea să ne spună sarea și piperul în iubire. Pentru voi, văd că nu prea vrea să se amestece. Probabil că unii dintre voi ori aveți prea multă sare în iubire, ori prea mult piper. Nu le prea îmbinați pe amândouă. Probabil că aici există multe persoane posesive, geloase, care nu știu să gândească și rațional, să gândească diferit și pun pe primul plan gelozia. Dar hai să vedem și posesivitatea. Bun. O să mai pun puțină sare, că se pare că este mai mult piper. Nu mă așteptam să fi pus așa mult piper. O să dușesc un pic acum mai mult sau o să strănut de la piper, da? Să sperăm că nu vă supărați așa tare. Ok, hai să vedem. În primul rând, aici, ori din cauza că se apropie Valentine's Day, ori că dragobetele, fiecare în funcție de ceea ce sărbătoriți sau poate le sărbătoriți pe amândouă, dar văd că vi se pregătește o surpriză din partea unei persoane. Poate că nu este neapărat, în unele cazuri da, poate să fie iubitul, iubita, soțul, soția sau mai știu eu cum, dar în unele situații poate să fie vorba despre o persoană care vă admiră foarte, foarte mult și cumva poate într-una din aceste zile în care se sărbătorește iubirea își face curaj și vine și vă oferă un buchet de flori. Este bine să acceptați și este bine să vă dați o șansă, mai ales dacă sunteți singure, să vă dați o șansă cu această persoană, pentru că, într-adevăr, această persoană, din câte văd, are intenții bune. Nu văd să aibă în acest moment intenții ascunse. Oricum, voi mai face astfel de etalări și vom vedea. Aici mai văd o femeie trecută de vârsta de 40-45 de ani, care la fel probabil că este singură. O femeie, puteți fi chiar voi, de ce nu? O femeie care, chiar dacă are părul mai lung, dar îl ține cumva aranjat și îi... oricare coc, chiar dacă e cumva, chiar dacă e mai lung, dar cumva și îl prinde în așa fel încât ajunge până la umeri, sau poate că așa este părul, atâta are lungimea. Mai văd că această persoană poartă un colier, posibil să fie ceva maro, dar nu neapărat. Și este o persoană cu ochii căprui. O persoană, dacă sunteți bărbați și vedeți acest videoclip, să știți că această femeie vă așteaptă. Pe lângă asta, este posibil că acolo unde am zis că posibil acum de Valentine's Day această persoană, acel bărbat să vină să vă ofere un cadou sau un buchet de flori, este posibil că această persoană să-i fie soră, mamă, de ce nu? Nu se știe, pentru am zis vârsta e peste 40-45 de ani, deci poate să aibă și 50, nu neapărat. Da? Și atunci poate să fie vorba și despre o mamă sau poate despre o soră sau poate chiar, de ce nu, despre o fostă soție de care s-a îndepărtat și se îndepărtează în continuare. Poate că voi cunoașteți de mult această persoană, poate că știți că această persoană este într-o altă relație sau într-o altă căsătorie, dar de fapt nu mai este, ci se îndepărtează. Sau poate dacă deja sunteți împreună cu această persoană, posibil că acum de
Valens de idei sau de dragobete să vină să vă spună ok, am luat hotărârea, vreau să rămân cu tine. Da? Și să se îndepărteze de persoana respectivă. Deci există și o astfel de posibilitate. Bun. Hai să vedem ce mai vedem aici. Aici mai văd o inițială de V. Urmează să primiți vești. Veștile sunt, unele sunt, sunt așa și așa. Nici bune, nici rele. Dar vești, sunt vești pe care voi le așteptați. Posibil să fie vești din partea unei persoane din zodie cornută, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn. Sau să aibă ascendent într-o astfel de zodie. Atenție la zodii, pentru că voi vă mulți dintre voi sau multe dintre voi vă luați foarte mult după zodii, dar nu este așa. De ce vă spun acest lucru? Pentru că zodia contează foarte mult, dar până la o anumită vârstă, cam până în jurul vârstei de 30 de ani. După vârsta de 30 de ani, predomină mai mult ascendentul decât zodia. Și este posibil să ascultați zodia și să ziceți, da. În rest, rezonează, dar nu rezonează zodia. Da, pentru că probabil atunci, deja persoana respectivă, dacă a trecut de vârsta de 30 de ani, deja predomină ascendentul și nu zodia. Da? Deci un pic de atenție aici la zodii când vă luați după zodii. Pentru că există și astfel de lucruri. Bun, să trecem mai departe. Unele dintre voi care v-ați despărțit de persoana iubită, probabil că așteptați un semn, așteptați să vedeți dacă se reîntoarce, așteptați să vedeți dacă mai poate fi ceva între voi, dar să știți că în această perioadă așteptați și așteptați degeaba, pentru că nu văd să se întâmple vreo mișcare. Nu văd să... Poate că vă face un mesaj, nu-i nimic de zis, dar cam atât. Adică nu văd să urmeze ceva, să fie ceva între voi. La un moment dat este posibil să fie, să se reîntoarcă persoana asta, dar foarte, nu foarte curând, ca să zic așa. Indiferent cât de mult țineți voi la această persoană, indiferent de ce ați vrea și v-ați dori să se întâmple, în următoarea perioadă nu se va întâmpla. Pentru unele dintre voi se spune foarte clar că trebuie să faceți curățenie în viața voastră dacă vreți să vă întâlniți persoana potrivită și dacă vreți să aveți parte de iubire și fericire pe viitor. Cumva, dacă v-ați despărțit deja de o anumită persoană, încercați să vă detașați, încercați să nu vă mai gândiți atât de mult la persoana respectivă, pentru că aici, din câte se pare, există o altă persoană care stă să intre în viața voastră, dar pentru că voi sunteți cu gândurile prea mult la persoana din trecut, această persoană nouă întârzie să apară. Și asta este pentru că voi singure vă faceți acest blocaj. Nu pentru că neapărat acea persoană nu există sau că nu vrea să apară în viața voastră. Bun, dar să vedem ce mai... Voi mai pune un pic de sare, să vedem iarăși ce ne mai spune. Voi aici văd că aveți credință în ceva, aveți o persoană care probabil este decedată, o persoană care a decedat la o vârstă nu foarte înaintată, posibil să fie vorba despre o femeie care în viața sa a fost mai slabă, nu văd să fi fost o persoană grasă sau ceva de genul, o persoană care poate a murit la nașterea unui copil sau poate că a murit împreună cu copilul respectiv. Poate a murit într-un accident de mașină sau poate, nu știu, s-a întâmplat ceva și efectiv asta a fost situația. Acea persoană
Pot să zic că este îngerul vostru păzitor și chiar vă dă indicii și chiar încearcă să vă apropie de persoana pe care voi o meritați și care vă merită, dar cumva cred că vă agățați prea mult de situație. Poate că acest accident care s-a întâmplat nu de foarte mult timp și de asta nu vreți sau nu puteți să vă dați șansa de a merge mai departe. Este posibil ca pe această persoană să o visați și să visați că ei este bine și cumva încearcă să vă transmită să nu vă mai faceți atâtea griji, să nu mai aveți atât de multe frici, să nu mai aveți atât de multe temeri, pentru că viața vi se poate schimba și vi se poate schimba în bine. Aici, pentru unele persoane, să știți că în perioada imediat următoare, o săptămână, două săptămâni, maxim o lună de zile pentru foarte puțin dintre voi, urmează schimbări, dar schimbări radicale. Sunt schimbări care vin de la o zi la alta. Adică dacă astăzi, să zicem, voi este posibil să schimbați casă, este posibil să schimbați persoanele din jurul vostru, este posibil să schimbați inclusiv partenerul sau partenera, de ce nu? Dar sunt schimbări benefice pentru voi. Deci, indiferent de schimbările care vor veni în viața voastră, în maxim o lună de zile, sunt schimbări benefice. Trebuie doar voi să fiți cele care dați frâul liber acestor schimbări, să nu mai aveți frici că dacă faceți nu știu ce schimbare, nu e bine sau mai știu eu ce. Este posibil pentru persoanele singure să întâlniți pe cineva și lucrurile să demareze foarte repede, într-un ritm destul de alert, în sensul că este să întâlniți persoana, să vă placeți reciproc, cum se spune, dragoste la prima vedere, și să nu dureze mult până când luați și decizia de a vă muta împreună, de a vă căsători și așa mai departe, de a forma o familie, dar de format o familie o formați, se vede foarte, foarte clar. Hai să vedem ce vrea să ne mai spună sarea și piperul. Se pare că la unele sau unii dintre voi nu prea vă place ce vă spun, dar pentru că s-a vărsat puțină sare și piper, dar asta este, adică acum, da. Mai sunt și hateri care mă mai și înjur. Da, nu e nicio problemă, eu merg înainte la fel. Bun, nu e că mă opresc. Eu spun ce am de spus, indiferent dacă vă place sau nu. Bun, hai să vedem ce vrea să ne mai spună sarea și piperul. Ce vrea să ne mai spună sarea și piperul? Nu vrea să ne mai spună nimica? Aici văd că e o persoană iarăși din zodia Pești care își dorește ceva, dar probabil ori nu are curaj să facă anumiți pași, ori, nu știu, este ceva care împiedică persoana respectivă de a face ceva. Dar este bine să-și facă curaj. Hai să vedem. Aici o persoană șatenă sau chiar blondă caută răzbunare. Doar că răzbunarea nu e bine. De ce? Pentru că se întoarce tot împotriva sa. Deci dacă cumva sunteți printre cele care vizionați acest videoclip, lăsați răzbunarea deoparte pentru că nu e bună. Dacă partenerul sau partenera a plecat cu altcineva, lăsați-i să plece, nu vă răzbunați pentru că totul se întoarce împotriva voastră și nu este în regulă. Răzbunarea pentru astfel de situații este când persoana care a plecat o să vă vadă fericit sau fericite. Aici pentru cine are un partener dintr-o altă țară, văd un bărbat mai brunet și
cu mustață, acea persoană, chiar dacă este la depărtare de voi, se gândește la voi, se gândește cu bucurie și se gândește chiar să vă facă o surpriză, să nu vă fie de mirare dacă persoana respectivă vine la voi. Aici să știți că în perioada asta, în luna februarie, vor fi și cereri în căsătorie. Sau poate chiar vă și gândiți deja la nuntă, dar pentru că văd inel. Posibil să fie cineva, unul dintre voi doi să aibă litera N. Un F. Sau să fie o persoană care are, nu știu, poate are urechile un pic mai mari sau au o formă un pic mai ciudată, sau să aibă la nas iarăși ceva. Sau să auziți de căsătoria acestei persoane. Mai avem aici cifrele 8 și 5. Este bine să fiți atenți la aceste ore sau în aceste zile, în următoarea perioadă, la zilele care conțin cifra 8 sau cifra 5, sau chiar peste 5 puncte, 5 zile, 5 sau 8 zile, da? Să fiți atenți pentru că este posibil să aflați vești, dar veștile sunt bune, sunt vești cu bucurie. Și sunt, pentru că este o etalare în iubire, bineînțeles că sunt de la persoana iubită. Da, cam astea au fost pentru astăzi etalarea Sarea și Piperă în iubire. Sper că v-am dat vești bune și sper că ați fi rezonat cu această etalare. Voi mai face astfel de etalări și vom vedea ce mai iasă. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!